tehnologiile sunt evident limitate de prezența apei. Tehnologia pe care e la îndemâna noastră să o folosim este tehnologia de irigații, pentru că avem în momentul acesta metode tehnologice noi. Irigații la picurare, în subterane, în care faci și irigare și fertilizare, cu consum minim de apă, cu consum minim de energie. Se poate folosi sistemul gravitațional, în care consumul energetic este foarte, foarte redus, cu panouri solare, în fine, tehnologie există. Fără apă este foarte complicat. După aia, perdelele forestiere, iarăși, care trebuie să reapară în România sau acolo unde nu a existat deloc să fie înființate.